Și-n roua de dimineață te spălam îndrus pe față cu podoaba florilor, măi, din mijitul zorilor, măi. Thank you.
puși bine al chemat. Căci și arde inima, căci și arde Victoria Darvai, vă întoarceți mereu pe drumul amintirilor cu cântecul în Maramureș. De fapt, cântecul m-a adus aici în București. Tot cântecul mă duce în Maramureș, acolo unde îmi sunt străbunii mei, părinții mei, unde am copilărit alături de ceilalți țărani din sat. Eu am fost învățătoare și mi s-a dat prilejul să urmez Liceul de Muzică George Enescu, la clasa Mariei Tănase și, pe urmă, la Elisabeta Moldoveanu. Între colegi? Între colegii mei mă amintesc cu drag de Ileana Constantinescu, Benone Sinulescu, Maria Butaciu, Maria Păunescu, Ștefan Băcanu, care mi-au rămas și acum în suflet și întotdeauna. Sunteți cunoscută din înregistrările păstrate în Fonoteca de Folclor a Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice ca interpret creator. Da, am creat așa ca oricare țăran din sat. Am făcut și culegeri și am și creat. Cum se spune pe la noi, fiecare își știe dorul inimii. Și mi-am făcut și eu horile mele. Un loc aparte în sufletul meu îl ocupă cântăreții maramureșeni. Angela Buciu, Nicolae Sabău, frații Petreuș, Gheorghe Turda, Titiana Mihali, care a crescut sub ochii mei și care m-am bucurat văzându-i evoluția. Apoi frații Florea, Deanuța Tite, Viorel Costin și mulți alții care cântă frumos. Ați participat nu de mult aici la Muzeul Satului la o întâlnire emoționantă cu maramureșenii. Da, a fost o întâlnire de neuitat. Îmi place să fiu întotdeauna între oamenii care cântă, între oamenii tineri. Îmi place omul bun. Deși anii trec, mie îmi place să cânt și oi cânta cât oi fi. Ediția de astăzi a emisiunii Tezaur Folcloric se încheie aici. La realizarea ei au colaborat imaginea Viorel Stergovici, sunetul Maria Angelescu,
Regia de montaj, Dan Traian Popovici, montaj film, Silvia Ilinca. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere, dragi telespectatori!